Dragi prieteni, am fost informat în această seară din diverse surse că undeva pe lumea asta, pe internetul ăsta frumos, există un tet-a-tet, o confruntare intelectuală a titanilor între, pe de o parte, Mihail Neamțu și pe de alta, Gigi Becali Coaie. Marele intelectual Mihail Neamțu stă în dialog cu Gigi Becali și cel mai probabil, din ce intuiesc eu, dar nu știu acum, probabil că o să aflăm împreună, îi linge bocancii de milionar lui Gigi Becali, marele intelectual Mihail Neamțu, care ne explică cât de deștept este el cu orice ocazie. Și nu e așa? Am zis, haideți să... Adică, nu, asta este ceva ce nu poți să ratezi. E neironic, e ceva ce ar trebui să vizionăm împreună, așa că vă invit să-i dăm play. Mihai Neamțu prezintă Vocea Libertății. Ce zicea? Stai că fac eu. Cultură și civilizație, modele și valori, convingeri și principii, religie, credință și spiritualitate, libertate și filozofie, cunoaștere, atitudine, societate. 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 Actualitate. Mihai Neamțu, Vocea Libertății. Certified Hood Classic. Damn, son. Dragi prieteni, bine ați venit la dialogurile Vocea Libertății. Sunt Mihai Neamțu și stăm de vorbă astăzi cu un om totul special în casa Auschnitz din Alea Alexandru numărul 1 București, într-un palat care îl găzduiește pe un om Peggy 13 EA bogat, dar un om bogat care se laudă nu cu achizițiile materiale, ci cu bogăția credinței. Probabil între cei mai se laudă nu cu achizițiile materiale, ci cu credința. Stăriți este european, dar care în loc să fie astăzi, eu știu, într-o croazieră luxoasă prin Mediterana, se află într-un loc al rugăciunii, în primul rând. Măi, Coaie, ce zice aici, măi, omule? Uite și tu la casa asta, coloane poleite cu aur. Detalii de-astea baroce poleite cu aur în casa omului. Ce dracu zice acolo? Propria lui casă, acum, George Becali cu domnul... Da, efectiv, ne zice asta de pe scaunul Ludovic al XIV-lea, poleit cu aur. E într-un loc al rugăciunii. Ce-i drept, toate locurile de rugăciune cam așa arată. Ce-i drept? Cu dumneavoastră stăm de vorbă, bine ați venit. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Doi intelectuali, dragi prieteni. Asta înseamnă să citești Milton Friedman sau nu știu ce citești asta. Asta înseamnă să citești Dostoevski. Adevărat a înviat viața mea. Credința pentru dumneavoastră este elementul central. Nimeni nu are vreun dubiu când se apropie chiar de casa dumneavoastră, când vă cunoaște. Uite-ți tu ce casă, Coaie, ce-i asta? Cine locuiește așa? What the fuck is this? Cine ești, man? Regele cărui... E regele Venezuelei. Cel mai umil este european. E ca la Trump chestia aia, știi? Gigi Becali is a poor man's idea of a rich man. Când stai așa în ferentare și te gândești cum e să fii bogat, nu poți să te gândești la asta decât ca o caricatură. Este efectiv o caricatură, dragi prieteni. Hai să vedem. Că trăiți pentru credință, trăiți într-o credință, trăiți din credință. Și tot ce faceți cumva se hrănește din această năzuință de a mărturisi, de a aduce cât mai mulți oameni la credință. A fost întotdeauna așa viața noastră, domnule Becali? Nu, credința a intervenit când am intrat la pușcărie. Măi, ce caricatură, Coaie. Cred că caragios este cel mai accurate cuvânt pe care îl pot folosi. Este efectiv caragios. E caragios Mihail Neamțu, acest luptător pentru intelectualitate, intelectualitatea mai presus de orice, virtuțile antreprenorului, ce înseamnă cartea lui George Orwell, ce înseamnă, deci numai ăsta e discursul lui și omul ăsta efectiv acum îi linge coaiele lui Gigi Becali, neironic. Este antiteza perfectă, da, straight up. Ce-mi dai aici, măi omule? Vrăjitorul Neamțu bagă spell să dispară stânga politică? Bun. Ok, that's pretty funny. Așa. N-a fost așa, dar vezi, dau slavă Domnului că ai pronunțat credință.
și că vorbim despre credință, deja îmi dau lacrimile pentru că începe mângâierea Duhului Sfânt. Ce consumit! This man is a legend. This man makes a lot of sense right now. Și asta este un dar care nu... Eu trebuie să fiu foarte atent ceea ce fac în viață, pentru că am primit niște daruri care nu le primesc toți oameni. Nu știu, o taină, de ce, nu știu. Uh-huh. Dar am primit darul lacrimilor, care este baia sufletului. Pentru mine, vedeți, spuneați dumneavoastră că poate să fie, nu știu ce, cu asta de azul sau nu știu ce. O croazieră, da. O croazieră. Acum vezi, eu o să vorbesc despre mine. Uh-huh. Eu când am ieșit, când am fost în pușcărie, am spus, Doamne, dacă să ies acum, adică cum se făceau amânările și cum se dea amânări, o să merg la biserică în fiecare zi la ora 10, de la 10 la 12, două ore, duminica. Ați făcut o promisiune. Așa am făcut făgăduința. Dar eu așa am zis ca să fiu sigur. Dar după care eu de la 9 dimineața m-am dus, duminica. Și încet, încet, adică într-o zi când mergeam dimineața până la 8, așa, trecând, că mă scoală la zilnic, mă scoală până la 11, 10, 11. Și când pe cam dimineața erau ăștia corporați. Bazat totuși sculatul la 11, da, adevărat. Atiști acolo la Ierăstrău, pe la Pipera, zona aia, poți, multă lume, mii și mii, tineri, cu tare. Și când am văzut așa, la un moment dat, mă uitam la ei, așa îi studiam și am zis, Doamne, dar ăștia oamenii sunt roboți, ei, nu, eu îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut liber pe mine, că nu sunt sclav. Și atunci am zis, pentru că așa m-ai făcut liber și că nu mi-ai dat servici, să fiu un fel de sclav robot, eu vei veni în fiecare la tine la servici. În fiecare zi vreau să vin la tine, stăpânul stăpânii lumii, la stăpânul stăpânul care a făcut lumea. Măi, dar cum poate să fie red-pilled and then turned to fucking religion? Accidentally based? Nu, e, chiar e, a fost un moment red-pilled Becali. Poate este business model-ul lui? Nu știu, nu-mi dau seama. Oh, hai, mai zine. Să vin de acum încolo eu la tine la servici. Deci de unde eu? La ora 10 am promis, la ora 9 mergeam duminica. Eu, acum eu, fără liturghie, nu pot în fiecare zi. Ceasul meu sună la 7:30 și eu în fiecare zi sunt la liturghie. Deci pentru mine acum liturghia a intrat în ADN-ul meu. Mi-a intrat, injectat sângele cu ADN-ul, cu Sfânta Liturghie și eu dacă o zi nu mă duc la Sfânta Liturghie, mă simt bine. Dar pentru mine vezi că spuneai că de aici am plecat. Uite-l cum se uită! Se gândește cum să-l scoată, ce să zic acum, ca să ducă totuși discuția asta într-o zonă a intelectualității, nu așa. Mă, dar zici că vorbește, e efectiv așa vorbește taică-miu, sau nu știu, un tată de-ăsta de provincie, un om de-ăsta, știți la ce mă refer. E gen, ce zici oai acolo? Ce zici băi oai acolo? Ca să-ți placă așa Sfânta Liturghie e dar, pentru că mie îmi place, adică eu mă duc acum așa, eu nu mai mă duc. Eu nu mă duc pentru că trebuie. Nu mă duc că trebuie, eu mă duc, mie îmi place, adică eu dacă mă culc, mă culc, e posibil că doar se întâmplă meci alea, așa am emoții cu tare și mă culc mai la 2 mă culc. Deci la ora 10 eu stăm 10, 11 mă culc. Dar la 2. Dar eu la 7, 7:30, eu stăm picioare. Nu mai este la mine că stai puțin că poate azi doar. O meu, dormi de la 10 la 7:30? Asta înseamnă cu aia să fii bogat. Cât înseamnă 10, 2, 9 ore jumate. 9 ore jumate de somn în fiecare noapte. Puțin mai mult. Numai că eu mă duc la bucurie. Eu nu mai e o revărsare, o... e o revărsare de dragoste. Da, și eu mă duc la liturghie. Mie îmi place liturghia. Asta e dar. Pentru că vezi, mulți văd liturghia ca așa, o datorie. Am spus așa. Nu e aia care văd ca datorie. E bine și ca datorie, că după aici că ce spune? Spun Sfinții Părinți, că fă ceea ce trebuie ca apoi să-ți placă. Să-ți placă. Fă ceea ce nu crezi, dacă faci repetat ceea ce nu crezi, începi să crezi ceea ce faci. Că uite, sunt și eu filozof în astea. Da, de acord. Păi... acum stau în față cu cel mai mare filozof al României. Cel mai mare filozof al României, dragi prieteni, l-aveți aici. Este chiar în fața dumneavoastră. Voi vă dați seama că au fost gen 5% care l-au votat pe Becali la prezidențiale? Păi da, ce p***a, te surprinde? Și eu aș vota numai la memă, ce p***a mea. Nu, nu puneți asta în YouTube, nu puneți asta în montaj. Era o glumă, ok? Nu votați la memă, dragi prieteni, luați votul în serios. Cel mai mare filozof al României, dragi prieteni. Cioran e mic copil. Noica e mic copil, nu că e mai mult pe școala aia lui Noica cu ăștia. E un filozof cum nu prea s-a mai văzut. Lăudați că nu ne-am întâlnit e să ne lăudăm. Te laud, pentru că ești. Pentru mine e bucurie că fac cu tine emisiunea, pentru că așa te-am considerat întotdeauna, de când erai copil. Să le spunem oare celor care ne urmăresc povestea noastră? Da. Să le spunem cum ne-am întâlnit. Zici că mă uit la un interviu pentru Vogue din 95 cu Jada Smith și Will Smith. Should we tell them how we met? Pentru că așa te-am considerat întotdeauna, de când erai copil. Să le spunem oare celor care ne urmăresc povestea noastră? Lasă, nu mai le spun. Aia nu.
S-a auzit și la voi foarte tare, v-a rupt urechile, îmi cer scuze, nu știu de ce a făcut așa. Nu, numai lucrurile bune, nu mai spune. Și stai să vezi. Și atunci... Lasă, nu le mai spune, dă-i dracu. Nu le mai spune, ce tot atâta le spune. Doamne, eu o să vin să slujesc ție, să vin să lucrez la tine în fiecare zi, la Sfânta Liturghie, și care tu nu mă pui nici la muncă. Mă duc acolo la biserică, îmi dă muzică îngerească, îți dai seama ce stăpân, care te duci la el și nici măcar la muncă nu te pune. Și după aia, pentru că tu te-ai dus, că două ore sunt. El îți dă și miliarde și miliarde și îți dă și viața veșnică. Ce miliarde îți dă? Chiar asta mă întrebam. Ce salariu ți-ți dă ție, măi? Doamne, doamne. Zi, asta e casa asta ai făcut-o din banii de la doamne, doamne? Ia uzi, mă, nene, ce că se dă bani la biserică? Ce că se dă bani? Eu știam că Dumnezeu e rupt în cur și de-aia trebuie să dăm bani la pomelnice. Îmi dau demisia, încep să merg la liturghie, dar asta ar trebui să facem. Veșnică, veșnică, de mii miliarde de ani, ți-o dă și îți dă ca să vezi acolo ce n-a văzut ochiul, ce n-a auzit urechea și ce nici nu-ți închipuie omul cât de frumusețe este în rai, care îți dă el. Și nu-i topin la muncă. Nu-ți dai seama ce mi-a dat Dumnezeu. Și așa am făcut. Și acum eu, la mine liturghie în fiecare zi. Da. A intrat în sângele meu. Dar ne urmăresc oameni care poate nici nu știu ce e liturghia. Hai să vedem. Ce bucurie aveți? Ce trăiți? Liturghia are un început, are un mijloc, are un sfârșit. E liturghia cuvântului, e cu liturghia euharistică. Ce trăiți noastră în două ceasuri? Se întreabă unii. De unde vine bucuria lui George Becali? Nu trăiești în toate două ceasuri. În alea două ceasuri nu ai trăire aceeași trăire. Că nu poți să știi când vine, când vine cercetarea. El vine când vrea. Când meriți sau când vrea el, când nu poți să te aștepți în două ore alea când și de fapt atingere. Că aștepți bucuria Duhului Sfânt, tu stai în alea două ore cu bucurie în tot, că aștepți ceva, aștepți o mânghiere și atunci alea toate două ore sunt plăcute. Bine, asta... Ce? Măi, n-am înțeles nimica. E plăcut că gen aștepți ceva, asta e plăcut? E plăcut să aștepți ceva. E ca atunci când îți dai comandă de ceva de pe EMAG și aștept să vină. E cel mai plăcut sentiment când aștept să vină. God is edging us! Să nu-i bine să le povestesc. Că zic Sfinții Părinți că dacă le povestești, el după aia se distanțează. Dar la mine e altceva. Eu trebuie să fac mărturisire. Milioane de oameni vă cunosc. Pentru că eu fac mărturisire. De ce? Pentru că eu, ca să știe oamenii că sunt niște lucruri care se întâmplă la Sfânta Liturghie. Nu sunt așa, ritualuri. Hai, merg cu tare sau că mă duc eu, acum vin eu la biserică, mă rog, eu, hai, dă-mi aia. Nu, nu. Eu la biserică, eu zic, Doamne, miluiește-mă. Miluiește-mă, Iisuse Hristoase. Miluiește-mă. Pentru că nu putem să cerem, noi nu avem voie să cerem decât de la Dumnezeu și în biserică și oriunde și la rugăciune, decât cum spune în Tatăl nostru. Pâinea cea de toate zilele. Nu atâta trebuie să cerem noi. Mai mult nu, că nu poți să ceri Dumnezeu bani. Dar El Dumnezeu care El dacă vede... Păi n-ai zis că te plătește mai devreme. Deci nu poți să ceri bani. Dar El poate să ceară bani ție. Aha, că ok, interesant. Că tu faci voia Lui, așa. Îi zice împliniți. Mai întâi poruncile și apoi Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția celor și dreptatea Lui și se alătură toate vouă. Deci El Dumnezeu știe cel mai bine decât mine, decât tine, ce trebuie ție și mie. Iar El, dacă tu faci voia Lui, te rogi pentru pâinea de toate zilele, El bogățirea alte care îți trebuie, știe El mai mult câtă bogăție îți trebuie. Și îți vine și ți le completează, ți le dă El. Și, dar iar dacă te rogi pentru anumite lucruri. Măi, asta e religia, dragi prieteni. Și asta crede și Mihai Neamțu, adică crede. Asta vrea să ne spună și Mihai Neamțu. Nu știu ce spune omul ăsta aici, dar sunt sigur că asta e. Nu înțeleg absolut nimic din ce zice. Adică, I don't get it. Dar gen orice discurs religios e așa, la urma urmei. Like, what is this? El nu-ți dă imediat. El nu-ți dă anumit, el nu-ți dă imediat, pentru că dacă tu te rogi, te rogi, te rogi, te rogi, faci rugăciune. Așa. După aia când îți împlinește Dumnezeu dorința, nu mai faci rugăciune. Uiți. Și aia mi-am plinit. Nu, Dumnezeu ce face? Te lasă, ferminte în rugăciune, iar când nu te aștepți tu, El îți dă, dar nu-ți dă cât ai cerut tu. De 100 și de 1000 de ori mult mai mult. Așa face El. Dar... Acum, la liturghie... Sună ca o schemă piramidală, n-am să vă mint. Sună ca o schemă piramidală. Deci, eu ați văzut că acum vorbim și puțin... Până la urmă, dacă te ajută spiritual, nu mă deranjează, dar încercarea de a-i face pe toți să gândească așa mă disperă. Asta nu este ajutor spiritual, ce zice omul ăsta aici, știi? Adică asta e efectiv un soi de manipulare de asta în care hai vino să crezi orice ar fi, recompensele spirituale sunt mari, nu vă zic care sunt și cum se simte și nu știu ce, doar vă zic că sunt foarte mari și trebuie să credeți să nu cercetați și trebuie să vă rugați pentru pâinea aceea de toate zilele, chiar dacă credeți că nu o să o primiți sau ceva de genul ăsta. Știi? Adică
adică nu înțeleg cum ce zice omul ăsta aici este în orice fel un pansament spiritual pentru cei de acasă. Știi ce zic? Nu știu. Eu înțeleg, da, într-adevăr, poate fi sprijin emoțional pentru mulți oameni cu tot felul de probleme. De altfel, și trendul ăsta, știi, că observ că like, oamenii pe măsură ce avansează în vârstă se întorc către religie și de cele mai multe ori acea frică care întoarce către religie este frica de moarte. Pentru că oamenii nu știu cum să se raporteze la frica asta de moarte, nu știu de unde să o apuce. Într-adevăr, e o frică, aș zice, justificată și nu doar justificată, dar e foarte scary pentru că nu există nicio scăpare, știi? Și atunci, în contextul ăsta, da, poți să înțeleg că religia poate să te ajute. Dar this is like, this is just fucking propaganda, nu știu cum să zic. This is just, e doar manipulare și îndoctrinarea în pula. Pe care neamțul nu știe cum să... Cum să o prezinte mai altfel de cum zice Becali, cum să conducă pe Becali să zică ce vrea el să zică, ceea ce nu știu încă ce e, dar sunt sigur că vom afla în curând. Puțin filozofic, vezi? Că dacă vorbesc cu sfinția ta, iată-mă, cum am obișnuit cu domnia ta, sau cu tine, cum vrei ca frate, spun mai bine cu tine, spun ca frate, vezi? Spune un mare filozof francez, spunea, domne, patria mea este limba franceză. Vine Preda și o traduce și zice că e a lui, dar o traduce din francez. Marin Preda și spune, limba, patria mea este limba română, dar e tradus în francez. Dar și eu vin acum și completez pe amândoi, nici aia, nici aia. Și cel mai mare patria filozof. Patria mea este? Patria mea este sfânta și dumnezeiasca liturghie. A mea este. Nici limba, nici... Măi, e beat. Măi, nu se poate, e beat. Nici nimic, patria mea e sfânta și dumnezeiasca liturghie. Unde limba îngerilor se vorbește mai mult decât limba oamenilor. Păi acolo. Ce? Care e limba îngerilor? Sunt curios dacă a scris o postare pe Facebook. Am vorbit cu un vajnic slujitor al Domnului. Avea părul ca Marc Aureliu și mușchii pe măsură. Am purtat un dialog în care am name-dropuit trei filozofi de acum 5.000 de ani. Păi numai la Sfânta Liturghie, că trebuie citit ca să vezi ce se întâmplă la Sfânta Liturghie. Sigur, da. Că la Sfânta Liturghie, ei îngerii vin, coboară, cântă cu noi, pentru că ei nu au posibilitatea să săvârșească Sfânta Liturghie. Iar vezi că doamne se duc cu oamenii, de exemplu, că Dumnezeu de Paște. Măi, dar ce e Sfânta Liturghie pentru numele lui Dumnezeu? Ce e? What is it? Niciodată n-am înțeles. Doar așa o slujbă, dar ce fel de, ce, care e diferența dintre alte slujbe și liturghia? It just is. Și pentru cei din noua stângă care nu mă cred, l-am și filmat. Că poști de Paște, că merge de Paște, un om lumea ca acasă. Păi la fiecare sfântă liturghie este Paște și Înviere. Amin. Ce? Mai ce cu doi oameni în toată firea? Amin. Amin. Nu e nimic deosebit împărtășania de Paște cu cea de la fiecare, de fiecare zi. Că noi trebuie să ne împărtășim, că spune Haric, ne împărtășim cu ceea ce se împărtășesc. Adică chiar dacă noi nu ne împărtășim cu ceea ce se împărtășesc fizic, trupești, ne împărtășim Haric cu ei. Adică eu o să-i spun jumate de împărtășanie, îi zic eu. Adică eu în fiecare zi mă împărtășesc cu jumate. Adică e un fel de a spune. Un fel de a spune, na, între ghilimele, că nu poți spune jumate din Hristos. Nu. Dar mă împărtășesc cu Hristos. În gând, în har, în cuvânt. Când se împărtășesc ei odată și simt. Fiindcă ei sunt mădulară din același trup, care e trupul lui Hristos. Mădularul? Ce? Mădularul? În cuvânt. Când se împărtășesc ei odată și simt. Fiindcă ei sunt mădulară din același trup, care... Când se împărtășesc ei odată și simt că ei sunt mădulară din același trup care e trupul lui Hristos. Noi toți. Da. Cei care se împărtășesc sunt mădulare din trupul din care fac tot. Nu, uite, vezi, sunt mădulare. Cei care se împărtășesc sunt mădulare. Ok, nu o să știm niciodată. Sunt mădulare din același trup. Gata, am înțeles. E cu totul și cu totul altfel de limbaj, dragi prieteni, de-aia mi-e greu să înțeleg. Da, sunt... am înțeles, da, gata, am înțeles. Ați înțeles și voi în chat? Sper că da. Doamne ajută, nu știu cum să vă explic. Deci două mădulare din același trup, da. Hristos. Sigur, noi toți suntem frați în Hristos. Prin botez. Da. Și să ne întoarcem. Simt harul, îl simt cum mă împărtășesc odată cu ei.
Bine, astea sunt lucruri care oamenii nu o să ne înțeleagă. Tocmai, pentru tocmai. Că, de ce? Pentru că sunt lucruri care le trăiesc puțin oameni. Adică la mine e har și la mine adică îi dau slavă Domnului și mulțumesc lui. Dar nu poți să știi. Poate să voi oameni care vin... Păceți-vă și voi cruce acasă. Da, poate să simtă mult mai mult carul ca mine. Domnul Becali, eu să spun lucruri pe care nu le gândesc și nu le trăiesc eu, dar le spun alții. Și vreau să vă pun în situația. Nu, dar mi-am spus astea, iartă-mă, am spus de ce, pentru că ai vorbit de credință. De credință. De ce? Pentru că vezi, spunea Dumnezeu să fie păcoase, pe nu știu ce, de zoazuri, nu știu ce. Pentru mine, păi bucuria și mie plăcerea mea e la Sfânta Liturghie. Sunteți pe o coastă a Raiului. Păi, dar eu sunt în Rai, eu sunt la Sfânta Liturghie acolo cu îngerii. Păi unde pot să fiu cu îngerii și cu Hristos? Pot să fiu undeva la Miami sau la coasta de azur? Sau prin Florida. Sau la Monte Carlo, Florida. Acolo sunt în Rai, cum te duci undeva unde duhuri, mai mult duhurile dracilor. Adică, băi, zic lumea că e bun. Dar nu există. Dar lumea poate să spună asta și întrebarea este ce s-a întâmplat cu George? Știi care e vibe-ul? Becali e Kanye și Mike Neamțu e Zane Lowe la interviul ăla cu Steve Jobs is dead. Ah, de fapt nu e, Ellen era, nu Zane Lowe la ăla. Vreau să fiu transgender. Da, efectiv, da. Fucking crackheads. Ah, da, you ain't got the answers. You ain't got the answers. Nu-mi doresc să denigrez ideea de a fi credincios cu orice preț. E doar că în astfel de situații, nu știu, eu vreau să cred, dragi prieteni, că credința nu e despre asta, nu e despre servitutea, servibilitatea, chestia asta, știi, că gena trebuie să servești cu orice preț. Cred că credința este, nu e așa, dacă e să fie, despre sentimentul ăsta, de a-ți iubi aproapele, despre chestii de genul ăsta. De aia eu tind să iau în derâdere mai degrabă chestiile astea turbate pe care le zic diversi credincioși pe internet, dar sunt întotdeauna dispus să respect credința oamenilor întregi la cap, există preoți care sunt întregi la cap pe lumea asta, pot să recunosc chestia asta și există oameni credincioși care sunt întregi la cap, cu siguranță. Michi Neamțu și Becali nu cred că sunt printre ei, atâta tot, asta e tot ce vreau să zic. Becali. Fică n-ați fost așa, când se uită unii oameni, mă iertați. Hai să spun, am fost așa, dar ce s-a întâmplat? În anumite emisiuni, de acum 10 ani, nu-l văd pe acest George Becali, nici eu nu l-am cunoscut. Bă, dar nu, spun. Și știți asta. Dar știu ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că e dragostea, că eu am avut dragostea. Și dragostea m-am născut cu ea. Zine-ne că ai fost la pușcărie. Dau slavă Domnului că am primit-o dar în naștere. Și dragostea nu m-a lăsat. Pentru că eu tot timpul am dus o viață urâtă. O viață nemenică. Eu, de exemplu, nu mai vreau, de exemplu, întâlnesc cu prieteni. Și m-aduc aminte, bă, știi că în cutare distracții, cu nu știu ce distracții, că nu știu cum. Aventuri. Îi zic, te rog, gata. Păi știi că ai la altă, că aia, că aia. Păi le-am uitat. Le-am spovedit. Le-am îngropat. Vreau să uit de ele. Nu vreau să mă laud cu păcatul. Vreau să fiu un om nou. Amintim. Nu, amintire de păcat nu vreau. Am fost nemernic om. Puteți spune asta? Da, am fost nemernic om. La 20 de ani ce făceați, domnul Becali? Nemernic. În discoteci? Nemernic. Nu mai spun ce, că nu mai e. Nemernic. Când a sechestrat un om, nu știam de chestia asta. Nu prea știu, nu sunt cel mai mare Becali enjoyer. Eu știu doar de afacerea lui cu terenurile din Pipera, care l-au îmbogățit, care după aia i-au permis să facă afacerile lui cu transferuri de la Steaua, basically. De sechestrare nu știu nimica. I-a furat mașina, a trimis oameni după aia, i-a prins și i-a judecat în stil Godfather. Tare, frate. Păi asta, i-a trimis pe Spărănescu după ei, dar înțeleg că i-a făcut și el judec. Și-a făcut omul dreptatea lui. Da, discotecile sunt problema, dragi prieteni. Dacă am spus nemernic om, înseamnă că am fost nemernic în toate păcatele. Dar ce s-a întâmplat? Pentru că lumea vă urmărește și nu înțelege. Omul ăsta care a înconjurat de vedete. Dragostea m-a dus la tatăl înapoi. Dragostea. Ca fiul risipitor. Dragostea. Deci eu am tatălui v-a chemat. Dragostea tatălui, tatălui ceresc. Bine, aia înseamnă pilda, fiul risipitor, tatăl împăratul este Domnul Dumnezeu. Ați simțit roșcovele? Ați văzut mizeria unei vieți de păcat? Nu, n-am simțit, vezi, pe Dumnezeu pe mine numai, că vezi... V-ați scârbit? Hai să spun. Ce-a fost? Vezi, care cât de mult m-a iubit pe mine Dumnezeu, el pe mine m-a întors fără să-mi dea roșcovile, adică m-a întors printr-o mică... Bine, roșcovile ați mâncat în închisoare, să zicem. Roșcovile, nu, n-am mâncat, nici acolo. Roșcovile pentru mine a fost pușcăria, să spunem, din cauza libertății. Libertatea a fost, lipsa de libertate a fost roșcovile. Pentru gargatul, știți, îl ia pe fiul risipitor și începe să-i poruncească, fă aia, fă aia, fă aia. Da. Dar pe mine nu mi-a poruncit nimeni niciodată, că eu Dumnezeu mi-a dat tata mea de putere, bucurie, când eu comandam și în pușcărie și nu își permitea nimeni să sufle în fața mea la pușcărie. Deci mi-a dat și asta, adică nu m-a umilit. Mi-a ținut demnitatea. Ok. Și așa vorbeam cu Sfinții Părinții, n-am putut să fiu smerit în pușcărie. Sfinții, unii părinți mi-a spus, domnul Becali, ai avut demnitate. Și a zis, nu. Eu știu că n-am fost smerit, că știu ce făceam cu ei pe acolo. Adică cu milițenii. Și... Domnul mafiot Cicero. Da, uite, Cicero era mai bun decât Marc Aureliu. Stai. Eu știu că n-am fost smerit, că știu ce făceam cu ei pe acolo. Adică cu milițenii. Și înțeleg că dragostea cu oamenii am avut-o, că mi-a spus unul, domnule, la pușcărie.
Ce râde, măi, neamțul ăsta. Bă, ce om, mă, mâncațeaș. Bă, cât de lingător de bocani să fii, mă, mâncațeaș, când tu, gen, îți construiești toată persoana publică pe principiile astea ale dreptății și justiției și când îți zici ăsta de cum făcea el legea în pușcărie cu milițienii, râzi ca prostul. Bă, uite-l cum râde. Uite-l cum râde ca o fată. E bunica ta când vii la ea cu tovarășul al tău sexy. Și zice lui bunica ta că e frumoasă. Oh, good morning. Așa, cu oamenii am avut-o, că mi-a spus unul, dom'le, la pușcărie se comandă cu pumnul și cu mintea. Mi-a tai condus cu dragostea, mi-a spus aia de acolo în secție. Deci hai că mergem pe alte căi și urităm. Nu, de... cum a fost întoarcerea? S-a întâmplat că întoarcerea... Era o știre că și-a luat pijamale la pușcărie și avea în ele 2000 de euro. Le-a găsit jandarmul la control. Dar Dumnezeu m-a întors fără bătaie. O mică mângâială așa, o părmicică așa cu pușcăria. Dar m-a întors... înapoi acasă. Deci ați fost fiul risipitor? Numai că nu m-ai întors, am fost mai mult decât fiul risipitor. Ați ajuns într-o țară îndepărtată, țara păcatului. Da. Ați cheltuit averile, nu spunem cum, dar zice textul din Luca. Le-am cheltuit, dar eu Dumnezeu atât de mult m-a iubit că și atunci când cheltuiam, el tot îmi dădea mie. Adică nu mi-am puținat-o. M-a întors, pe mine m-a întors printre minu, așa a vrut. Bă, uite, nu-ți dau bătaie, te întorc fără bătaie. Tu ți dai seama câtă dragoste să te întoarcă fără bătaie? Totuși a fost o umilință publică să fiți în închisoare. N-a fost, pentru că și acolo eu, adică, știi, adică eu am primit-o cu dragoste, nu eram, adică, am simțit... Fetele au suferit, soția a suferit. Aia a fost suferința mea. Fetele, nevasta și mama, că mama săracă așa cum... Măi, deci, eu nu înțeleg, deci omul ăsta se bucură de privilegiile care vin odată cu faptul că gen e bogat și influent. A devenit bogat și influent făcând șmecherii, dând țepe, făcând bișniță, făcând evaziune fiscală, toate astea, da? Și acum ne zice că el, de fapt, asta e privilegiul lui de la... E, că așa l-a ajutat Dumnezeu. Nu e nici de cum faptul că el era un bogătan. Aha. Era un bogătan care, gen, oricum toată lumea vrea să iasă o dată din pușcărie ca să-l vadă din nou la televizor, gen. În închisoare gardinele ștergeau la fund, nu știu, hai să vedem. Cum are încă dureri la mâini, la aia, adică a rămas cu o durere. Nevastă mea, dacă vede acum filme cu pușcărie, plânge. Eu urât, ea plânge. Da? Hai să spunem și pe asta. La televizor, într-o zi, într-o emisiune, B1 TV... subsemnatul, să fac și eu mărturisire. Da, atunci... Am ajuns să fiu întrebat de un realizator, care era tot așa aprig. Domnul Neamțu, cum comentați condamnarea lui Gigi Becali? La ții minte cum ai zis? Ziceți noastră, că mi-e rușine. Și tu ai spus așa, că nu mă durea de ceilalți, că nu mă interesa, dar pe tine te iubeam, te apreciam pentru valoarea ta. Prima dată simțeam o valoare spirituală în tine, dar apreciam foarte mult inteligența ta, geniu. Măi, acest moment de bonding, acest moment de bonding, what the fuck? Geniul tău îl apreciam foarte mult. Și așa? Sufeream când vedeam... Geniu? Ce înseamnă cu aia geniu? Vă rog frumos, că nu știu. Ce înseamnă geniu? Care-i geniul lui Mihail Neamțu? Vă rog frumos, cineva, dacă mă poate ajuta. Care-i, măi, geniul lui Mihail Neamțu? Înnebunesc, efectiv, plâng. Că aveai prieteni pe care i-aveai în politică, pentru că te iubeam, nu știu de ce. N-aveam nicio... Dar am suferit atunci când am văzut, când mi-ai spus, dar ce, doamne, vorbim de Gigi Becali, păi ce facem, apologia infractorului? Mi-e rușine când mă gândesc la asta. Da. Mi-e rușine când mă gândesc la asta. Măi, Doamne, iartă-mă, măi, cât de ultima, Doamne, cât de lingător de bocanci să fii, bă, frate. Nu știu care e, acum nu știu care o fi combinația între el și Becali, dar cu siguranță este o combinație la mijloc. Ia uite-l ce rușine e, asta e fața unui om care regretă ce a spus. Asta e fața rușinii, dragi prieteni. Și știți ce s-a întâmplat? M-ați sunat, hai să spunem celor care ne urmăresc. M-ați sunat, cred că nu știu dacă erați în închisoare sau ieșit din închisoare, m-ați sunat și a zis, alo, domnul Neamțu. Da, da. Și da, bună ziua, sunt George Becali, sunt Gigi Becali. Domnul Becali, am știut în secunda 2 ce am făcut. Da, spun, știi că... M-am cerut iertare. Dar tu știi când m-ai cucerit pe mine? Nu. Tu m-ai cucerit pe mine, erai pe scenă. Și ai recitat câteva versuri dintr-o poezie... Ridică-te, Gheorghe. Ridică-te. Bă, știi ce îmi doresc foarte tare? Vreau un voice-over de la Silviu German pe video ăsta. Vreau să facă un voice-over German pe acest video cu vocile alea ale lui. Sincer. What a fucking love story, dude. Gheorghe, ridică-te, Ioane. Și nu mai comentăm mai mult că cine știe ce mai inventează, cine mai zic. Dar și atunci am mai cucerit și... S-a lipit sufletul, da. Da, apreciam valoarea ta, adică...
E, m-ați sunat pe mine și mi-ați spus, domnule, pentru că în opinia mea, când și-am să spun. Tu... Bă, Becali e kind of zaddy, though. E destul de zaddy, Becali. Credeți că e like sugar daddy-ul lui Neamțu? Credeți că gen îi finanțează campaniile electorale următoare sau ceva genul ăsta? E așa de funny. Mă uitam pe canalul lui Neamțu zilele astea, mi-a apărut în feed, gen cum ar fi, mi-a dat algoritmul să văd un video postat pe canalul lui Mihai Neamțu, în care în emisiunea lui Radu Banciu primește și prezintă o carte de-a lui Mihail Neamțu pe care o primise cadou. Zice, foarte frumos, avem această carte de la Mihail Neamțu. E, acum domnul Neamțu, chiar dacă nu a reușit ca politician în Dombovița, el tot rămâne un mare intelectual. Mi-a plăcut aia, chiar dacă n-a reușit ca politician în Dombovița. El tot rămâne un mare intelectual. Bine, hai să mai vedem. E, m-ați sunat pe mine și mi-ați spus, domnule Neamțu... În opinia mea, când și-am să spun, tu ești cel mai mare geniu al timpurilor noastre, rom... Terminați, domnule Becali, că nu de asta... Dar nu de asta... Mai sucea rășit! Haideți, domnule Becali, dar lăsați-mă în pace! No means no, ok? Mai mulțumim odată amicului nostru Mihai Neamțu. A făcut totuși efortul și ne-a mai trimis. A făcut totuși efortul. Încă o dată fenomenul Trump și America profundă, sau poate pur și simplu era în deplasare și n-a văzut emisia în care am prezentat. Și e postat la Mihail Neamțu, gen cu captură de aia de ecran, cu bandicam, cred că... Această carte interesantă, scrisă de un om... o voce într-adevăr influentă. Mihai Neamțu nu înseamnă că dacă n-a reușit în politica dâmbovițeană, nu este un om de litere și un om de cultură de excepție, evident. Nu înseamnă că dacă n-a reușit în politica dâmbovițeană, asta era. Nu înseamnă acum că dacă n-a reușit în politica dâmbovițeană, nu poți mai scrie cărți. Politica dâmbovițeană. Corect, așa era exprimarea bună. Hai să vedem cum... Terminați, domnule Becali, că nu de asta am... Dar nu de asta am venit. Cel mai mare geniu al României la ora asta. Dar vezi că, nu, dar stai puțin, de ce? Care-i păcatul României? Vezi păcatul României? Că oamenii geniali și oamenii de valoare, hai să-i dăm la coad așa, știi? În loc să-i apreciem, în loc să-i protejăm și să-i folosim. Asta e mare păcat. Da, Mihail Neamțu se află la coadă. Mihail Neamțu e, domnule, ostracizat în propria lui societate. L-a distrus Banciu recent că doamna Neamțu poate să aibă maxim 23 de ani. Vreau să văd. Domnul Becali, era Neamțu niciodată ziua aia. Era o zi de vară, era august. Să vezi că ce spune sunt... M-a sunat și mi-a zis, nu, dar vreau să spunem celor care ne urmăresc cum se pot întâmpla aceste reconcilieri. Încă o dată, eu am dat de pământ cu omul cu care stau de vorbă. Și am dat de pământ când el era căzut. Deci nu numai că a căzut, am dat și un picior și am spus, Gigi Becali, facem acum apologia infractorului. El m-a sunat, domnul George Becali, să spună că nu e supărat pe mine, dar că am rănit-o pe soția și copiii. În clipa aia am simțit că am intrat 5 metri sub pământ. I-am spus că eram parte dintr-o organizație politică care făcea din lupta anticorupție cea mai importantă lupta noastră. Așa că... Cum se chema partidul lui? Făcea, foarte important. Făcea din lupta anticorupție cea mai importantă luptă. Acum... Credeam noi că trebuie să facem atunci. Și că pe jumătate am spus-o cu gura și că inima mea nu era acolo unde erau cuvintele. Asta e un lucru adevărat. Și mi-a spus în secunda 2, te-am iertat. Erai puțin îndrăcit și nu mai țineai cont ce spuneai. Nu mai să fii pe plac la demoni. Bine, acum spun de ce spun astea. Pentru că uite, am luat niște cărți ca să citim, ca să ne și bucurăm în tot ce spun. Oh, avem și cărți. Bă, chiar mă simt ca la o discuție cu taică meu beat. Cu Sfinții părinți, vezi? Uite, de exemplu, uite ce spune, Justin Pârvu. Uite ce spune. Așa. Vor veni vremuri în care numai cei... În care vor veni vremuri... Măi, atât de relatable pentru mine. Efectiv, toată familia mea e așa. Toată familia mea e așa, like, mă simt ca la cina de Paști. Ce vor simți harul lui Dumnezeu, vor putea distinge binele de rău, căci cu mintea omenească va fi cu neputință. Îi dă Becali rușine lui Neamțu că el nu citește cu degetul. POV, Becali e tactul și citește povestea de dinainte de somn. Deci vor veni vremurile când numai... Cei cu gustarea. Vor deosebi. Vor deosebi binele de rău. Și vor fi, după aia, merg mai departe și spun Sfinții Părinți că vor veni chiar vremurile când, dacă, de exemplu, deci când cei, adică, își vor pierde mințile. Și atunci dacă... Cine? Cine o să-și piardă mințile?
Păi ce zice mai omul ăsta? E Kiyosaki cu buhnici, da. Că, dacă nu o să gândești, o să fii bun. Așa. Ei vor pe de minți și o să zic că e nebun. Că nu-i ca noi, că nu te-ai pierdut mințele ca ei. Și adică nu faci păcatele lor și nu faci ca ei, tu ești nebun. Tu ești nebun. Așa o să zice și Antonie cel Mare. Da, o să vină vreme. Da, aici vine ceva important pe care îl văd la dumneavoastră. Tot timpul când ne-am întâlnit, v-am văzut înconjurat de oameni ai lui Dumnezeu. Unii preoți, alții călugări. Dumneavoastră cereți mereu sfat. Și ortodoxia pune accentul ăsta pe sfătuire. Când tu nu ai discernământ, apropo de ce Justin Pârvu, trebuie să ceri sfat de la ceilalți. Ce? What? Deci sfat, ok. Dumneavoastră faceți asta. Nu, eu ce am făcut? În primul și în primul rând am citit, că nu știam înainte. Că spui, dom'le, cum ai făcut? Păi nu știam. Dacă nu știam, am început să citesc. Becali a spus la un moment dat că el când citește subliniază cu marcă roșu ceea ce îl interesează și cu albastru ce nu îl interesează. Oh, Doamne, I love this. This is amazing. Ce nu-l interesează și nu citește, a zis. Ok. Și citind Sfinții Părinți. În pușcărie am început cu citit. Da? Da, și am început să citesc. Eu, citind, am început să înțeleg. Și m-a cuprins harul. M-a cuprins harul și vezi, eu nu am o credință de asta filozofică. Pentru că eu trebuie să spun ție. Eu te iubesc, te respect. Dar tu ai o credință filozofică. Trebuie să vorbim cu Dumnezeu, nu despre Dumnezeu. Tu vorbești mai mult despre Dumnezeu, dar o să vezi că vorbind despre El, o să începi să și vorbești cu El. Adică, voi aveți o filozofie. Eu încep să-L simt pe Dumnezeu. Bine, ești tânăr. Unde-L simți? Încotro? O să vezi. Căci, și atunci eu ce am început să înțeleg? Că oamenii, dacă stai cu oameni, nu mai și business, și bani, rugăciunea, mă pierd la rugăciune. Și pentru că mă pierd la rugăciune, ce am zis? Bă, de ce să mă pierd eu la rugăciune? Și atunci de ce să mă pierd eu în lucruri lumești? Ia să disprețuiesc eu materia. Și am început, slavă Domnului, că am început să o disprețuiesc, adică nu definitiv. O să vină timpul. Aveți o vorbă frumoasă, da? Că dacă stai la oi, miroși acaș. Ce materie disprețuiești, măi omule? Dacă stai la oi, miroși acaș. O vorbă foarte frumoasă. Aveți o vorbă frumoasă. Dacă stai la oi, miroși acaș. Dar putem să vorbim un pic despre the audacity de a vorbi despre cum disprețuiești materia în casa asta. Și ne-am să zicem, da, ok, da, tare. A, caș gen bani, a, gen cash. A, mă scuzați. A, scuze, ok. Bine, gata, mă scuzați, nu știam. Dacă îmi duci la parfumerie, miroși a parfum. Ce faci, băi, oaie? Miroși acaș? Nu? Deci atunci ce am făcut eu? Am zis, băi, mai mult oamenii cu care eu să stau, eu, sunt preoți, călugări, călugărițe. Care ce-mi trimit? Îmi trimit Duhul lor. Pentru că ăla, dacă el este derbedeu, care vine el, omul milian, și dacă el, nu-ți dai seama, dar el dacă are duc de mizerie, de beție, este trimit de beție, dacă de curvie, este trimit de curvie, dacă de hoție, de hoție, el îl trimite Duhul fără, prin draci. Proximitatea înseamnă lumea influență. Aia, nu, așa. Proximitatea înseamnă influență. Dacă stai în preajma cuiva, așa, ești influența. Așa o să fii. Și atunci eu nu mai mult stau cu oamenii ăștia. Și atunci, dar, de unde mă inspir? Și mă inspir din Ioan Gură de Aur cel mai mult acum. Vă place foarte mult. Am vrut, Ilie Cleopa îmi plăcea, dar vezi? O altă treaptă. E cel care a făcut liturghia. Nu întâmplător. Sunt mai și Grigorie, mai este și Vasile cel Mare care a făcut. Da. Sunt trei care au făcut liturghia, care se fac. A, deci ăștia Sfinții Părinți. Chiar mă întrebam cine dracu Sfinții Părinți. Ok, gata, am înțeles și asta. Ai draci pe tine, da, cam asta ar fi pe scurt. Ok. Gheorghe Grigorie, Vasile cel Mare și... Dar cel mai mult Ioan Gură de Aur, să facem tot curs. Da. Și atunci eu le citesc de la ei. Și cum le zic ei, uite cum, că uite acum, de exemplu, ce o să citim. Să vedem ce zice aici. Despre, ca să vorbim despre filozofi, da? Uite ce zice la filozofi. Yeah. Zice de dragoste, de iubire și de cunoaștere. Vezi, uite. Deci voi filozofii, voi. Filozofii, te bag și pe tine, că ești încă cu ei. E bunică că dacă ne-i vorbește frumos polițistul la Chipeș. Ce se bucur? E așa măgulit, scumpu. Becari-san! Ia-me-te cu dasai! Și că îți place încă, ai în inima ta filozofia. Și e foarte bine că îți place, numai că se va transforma filozofia și inteligența ta în duhovnicie, teologie, tu vei fi mare sfânt. Pentru că voi aveți, care aveți foarte inteligență, vă născut Dumnezeu foarte multă minte, dacă vă puneți mintea voastră sub la Dumnezeu, deveniți ființi și deveniți desăvârșiți. Ăia care sunt mai proști, săraci, vin mai mici ființi, dar aia voi deveniți ființi mulți. Și uite ce zic. Uite-l cum se vește, mor! Că e mor! Măi, l-am măgulit, becat.
Așa a făcut și când i-a zis Vameșul ăla, keep up the good work, sau ce i-a zis Vameșul, ceva, că nu mai știu, un scap acum. Dar uite ce față are, he's so happy. Cunoștința se mece. Ai, când i-a zis Vameșul, God bless America, da. Dește iar, iubirea zidește. Pavel. Vezi? Vezi? 1 Corinteni. Iute, deci când cunoașterea este fără de iubire, ne duce la trufie. Așa este. Și mai departe, pentru că omul care are iubire, deoarece împlinește porunca cea mai mare din toate, așa este, chiar dacă are anumite lipsuri, de grabă va dobândi cunoașterea. Deci o să te va dobândi și cunoașterea, dacă așa am iubirea. Așa e. Iar tu, care dacă tu nu ai... Și până ce înseamnă asta? Hei, știați că dacă dețineți iubirea, veți dobândi și cunoașterea, dragi prieteni? Dacă se apucă să cânte textul, chiar mi-aș dori mult, dar nu mi-e greu să cred, dar ar fi superb. Deci nu uitați, dragi prieteni, dacă aveți iubirea, veți dobândi și cunoașterea. Iubirea tu și cunoașterea aia o să o pierzi. Nu tu, adică... Da, e ca ăla, un pom cu frunze, dar fără fructe. M-ai înțeles, așa spune Ioan Gură de Aur. Ce spune Ioan Gură de Aur? Eu așa la mine este. La mine nu este. Stai puțin că poate nu este așa, nu tata? Așa este exact. Ce zice? Iar noi dacă vorbim și spune, domnule, dar de ce, dar cum? Aha. Păi Mihai, spun un lucru. Oamenii, de fapt, ca să vorbim puțin mai simplu. Da. Ca să vorbim mai simplu. Știți, mulțumesc, oamenii, da, în America, puțin mai simplu, puțin mai simplu, da? Bă, ce-i cartea asta? Biblia, da? Da, Cartea Cărților. Cartea Cărților, nu? Și toată lumea, eu cred în Dumnezeu. Aha. Că asta e cel mai 90%. Esențial. 90%. Nu? Crede în Dumnezeu. Păi dacă tu crezi în El, în Dumnezeu, crezi că există Dumnezeu, El este mincinos vreodată? A mințit vreodată? Nu. El ne-a făcut, nu? Și dacă ne-a făcut și dacă tu crezi în El și El spune în cartea asta, în cartea asta, asta, în cartea asta, El nu spune minciun, spune adevărul. Păi băi, El spune așa. Cel mai esențial lucru și cuvinte cele mai frumoase și care pe mine mă pătrund și mă fac să fac voia Lui și în toate. Care spune așa. Și care te încurajează cel mai mult să faci așa. El spune în cartea asta, care el nu-i mincinos, deci, el nu minte. Spune adevărul, dar crezi în El, crede în Dumnezeu, dacă tu crezi în Dumnezeu, dar El spune adevărul, nu? Și așa spune în cartea asta. Care e scrisoarea Lui pentru noi. Care e pentru noi și care e esențial, zic eu. N-au spus mulți părinți, dar eu asta am sesizat eu. Mai ce zice în cartea aia? Zine că nebunesc aici! Ce zice? Că o spune la slujbă și spune așa. Hristos spune, Dumnezeu Hristos spune așa. Cel ce ascultă de mine și crede în Cel ce m-a trimis pe mine, adică în Dumnezeu, deci Cel ce ascultă cuvintele mele, adică ascultă nu înseamnă aici, cum El când spune, Hristos când spune ascultă, nu spune, nu se referă numai dacă le-a... Dacă aude. Nu spune, adică cel ce ascultă, adică cel ce ascultă de mine, cel ce ascultă vorbele și le-și face, adică. La asta se referă în totalitate și crede în Cel ce m-a trimis, adică în Dumnezeu va avea viață veșnică, dar fii atent, care e cel mai important pentru mine și acum uite... Mă, am o furnicare, am o mângâiere. Are o furnicare, dragi prieteni. Când spune fii atent, și la judecată nu va veni. Hai. Tu-ți dai seama când au... Hai de p-a mea. Cum a zis, dă-te în p-a mea, cum a zis. Deci cum stai încă o dată? Spune fii atent, și am o furnicare, am stați o mângâiere. Un pic. Când spune fii atent, și la judecată nu va veni. Hai. Tu-ți dai seama când aud eu că acum mă... Nici nu mai vii la judecată, adică. Asculți de Dumnezeu, nici nu mai vii la judecată. Te duci direct, nu mai treci prin judecată. Ai priority boarding la viața de-apoi. Ai early bird pass, da, exact. Ești pe fast line. Ești judecat în absenția, da, în lipsă. Cu tremur și acum. Deci eu la judecată, ci care este interesul meu? Băi, eu la judecată să nu mai mă duc. Tu-ți dai seama? Ați mai trecut pe la judecători. Am mai fost la judecată? Nu vreau să mai merg. Nu vreau, am mai fost la judecată, mulțumesc frumos, nu mai vreau. Dacă se poate să sar peste, ar fi deci super. Nu mai place. Păi nu la judecata aia, că ai dreptul judecător. Înfricoșătoarea judecată. Înfricoșătoarea. Și eu la aia nu mai trec. Deci mie nu mai mi-e frică. De ce? E pentru că eu trec direct. Pe văr, direct. Și nu mai am treabă cu judecata eu. Deci când mor și atunci când sufletul se chinuie și când toți dracii vin să tragă, eu o colesc, trec în vânt ca ghileaua, că uite, fii atent ce spune, că fii atent. Uite, fii atent ce spune aici, eu am gură de aur. Asta-i. Fără nicio vrăjeală, eu l-am căutat toată viața pe Dumnezeu să înțeleg, să știu ce-i cu mine aici și mi-a trebuit să renunț la toată indoctrinarea pe care am avut-o de când eram mică, am avut niște experiențe pe care nu stau să le descriu aici. Cu cât înțelegi mai mult, cu atât vorbești mai puțin, pentru că înțelegi că ești doar o scânteie în universul ăsta.
Sure. Pot să fiu de acord, da. Nu știu legătura are cu asta, dar da, e adevărul tău, Doamne ajută. Trec caghiuleaua asta, mi-a plăcut. Cel mai frumos, uite ce frumos spune, fii atent. Mare lucru este omul, dar lucru prețios este omul milostiv. Și fii atent, acum începe frumusețea. Aripile milosteniei sunt mari. Milostenia străbate văzducul, auzi? Trece dincolo de lună. Auzi ce zice? Asta sunt p***a mea, toți copiii aia de clasa a șaptea, când scoate Ian câte un album nou și citesc versurile după Genius. Auzi ce zice ăsta aici? Merge mai departe de razele soarelui. Milostenia. Mai departe, da, deci ea merge mai departe de razele soarelui. Se înalță în apsidele cerești. Dar nici acolo nu rămâne. Deci de acolo de soare nu rămâne acolo. Ci lasă în urmă și cerul, întrece și cele cetele îngerilor. Depășește cetele îngerilor. Ajunge la tatăl. Milostenia. Și corul arhanghelilor le depășește și toate puterile de sus și stă lângă tronul împărătesc. Deci acolo te duce milostenia, tu îți dai seama. Și acest fapt poți să-l afli în Sfânta Scriptură care ne învață. Zice de Corneliu aici, când întreabă, ce este, Doamne? Ce s-a întâmplat cu Corneliu? Bine, trebuie să cești mai mult ca să ce s-a întâmplat cu Corneliu. Și îngerul i-a zis, rugăciunile tale și milostenile tale s-a suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu. Deci, deși ai multe păcate, nu te teme. Deoarece ai apărător milostenia ta, fiind adică niciuna dintre puterile cereste nu îi se poate împotrivi. E ca o săgeată, e ca o ghiulea. E ca o săgeată pentru că ea... Măi, ce vorbesc cu oamenii ăștia aici, că nu înțeleg nimica? Măi, ce-a vrut să zic? Ce-i ca o săgeată ca o ghiulea? Milostenia... Știi care e chestia? Că oamenii de genul ăsta o să vorbească așa, în căcaturi de-astea, dacă ai iubirea, vei avea cunoașterea, dacă nu știu ce... Și după aia dacă încerci să zici, măi, nene, ce dracu zici acolo? Zine și nouă, că nu se înțelege din cum vorbești. Întotdeauna răspunsul o să fie, nu poți tu să accezi la genul ăsta de cunoaștere, ești tu prea prost, get on our level și alte căcaturi de genul ăsta. Efectiv, așa manipulezi. Ursulei, adu tata un schijet, aici ne plimbăm. Ia a pus și adu un schijet. Deci da, întotdeauna, deci neamțul dacă vede chestia asta o să zică doar că îs eu prost și nu înțeleg eu adevărata cunoaștere, marile cărți. Milostenia, uite că milostenia, că am și aici despre milostenie, zice ea milostenia, ea trece, ea... Ce p***a și asta costumul ăsta în trei piese, ce faci vere, vrei să ai o companie prin care exploatezi resurse din India, ce p***a, unde te duci, unde te duci așa la trei piese? Insane. Ea este ca împăratul. Și cum nu poate fi oprită, ea cum nu poate fi împărat un palat. Așa. Zici că a venit să-i propună lăsa să-i facă o cale ferată de la, din Ghencea până în centrul orașului. Ea și milostenia trece și nu poate fi oprită. De, ajunge direct la, direct la judecător. Și uite cum spune. Harisma milosteniei este mai însemnată decât harisma învierii morților. De ce? Că spune mai departe. Tot eu am gură de aur. Dar de ce crezi? E pentru că, uite ce zice aici, pentru că... Făcând milostenie... Stai să citesc ca să nu spună, că după aceea zis de la mine, eu vreo minciună sau inventat eu. Uite ce zice Ioan Gură de Aur, care ce zice el, gata. Pentru că este lucru mare, mult mai însemnat să dai mâncare lui Hristos, cel flămând, decât să înviezi morți în numele lui Hristos. Deci, în prima situație, tu îl faci, îi faci binefacere lui Hristos, în a doua, îți face el ție. Deci, cu alte cuvinte, tu când înviezi morți, dacă ai puterea asta, cu el, el te ajută să înviezi. Deci, e dator lui tu. Da. Pe când tu când faci milostenia... Mie mi-ați făcut, zice el. Ce e asta? Ce se întâmplă? Măi, nu... Îmi pare rău, nu înțeleg nimic. E cineva în chatul ăsta care înțelege? Simt că vorbesc, asist la o discuție între doi drogați. Înviezi, da, nu știu, înviezi. Efectiv, e dragonul și cu Kazi. Îi faci lui, îl faci dator pe el, pe Hristos. Tu îți dai seama să-l faci dator pe Hristos când faci milostenie. Așa a lăsat Dumnezeu să fie, înțelegi? Domnul. Da, asta e că ei se înțeleg pe mine, asta mă... Deci ei pare că se înțeleg, deci e ceva acolo, un fir logic al discuției, dar nu vor să ne zică și nouă, aia e problema. Care, sunteți foarte, foarte entuziasmat și mă bucur, dar vreau să vă duc cu gândul spre cei care sunt departe de texte, departe de Sfânta Liturghie și care vă judecă. Și știu că vă schimb un pic. A, sunt eu, vorbește de mine. Starea și poate chiar registru. Da, spuneți. Dar sunt unii care se uită la noi și zic așa, bine, George Becali vorbește despre Dumnezeu într-un palat, e multimilionar. A avut tot timpul bani, a reușit în țara asta, s-a descurcat, nu știm cum. Unii zic că nu întotdeauna într-un mod ortodox, așa. Eu zic vocea lumii, da? Unii zic, unii, dragi prieteni, unii zic.
Niște unii, așa. Mă rog, ok, bun. În fine. Nu vă supărați pe mine, da? Da, da. Și el vine acum, la 60 de ani, mă iertați, da, poate n-aveți 60 da, de ani, poate eu vă da, dau da, 50. Da, da, da. Și el vine acum să ne vorbească despre credință, despre întoarcerea la Dumnezeu, dar lui a mers tot timpul bine. Aș vrea și eu, zice unul sărac, să am banii lui și apoi când o să am banii lui, o să vorbesc și eu ca el. Cum îi răspundeți unui om care... Da, asta zic, asta zic oamenii. Da, asta zic oamenii. Deși, mă rog, ce-i drept, am zis deja chestia aia că gen atribui privilegiile de a fi bogat în România bunăvoinții Domnului. Ce mă, ce sunt saint în ei. Ia să vedem ea ce zice. Nu duce bine în țara asta. Care chiar vrea să plece din țara asta. Care pleacă în Spania pentru 1000 de euro. Sunt tainele Domnului, eu numai atât pot să-i spun. Că, de exemplu, sunt alții mai bogați decât mine și eu sunt mai bogat ca ei. Și ei trebuie să gândească, bă, eu am cât 1000 de euro sau 1000 de lei. Sau 500 de lei. Are el. Și el să zică, sunt cel mai bogat în lume, sunt mai bogat ca Becali. Poate să zică asta. Poate să zică. Și de ce poate să zică? Pentru că uite Becali, uite mai se duce la fotbal, mai vrea să vândă fotbaliști, el mai are nevoie. Mie mi-ajunge asta. Deci atâta timp cât tu ți-ajunge cât ai, ești mai bogat ca mine. Tu dacă nu mai ai nevoie, ești mai bogat decât mine, care mai am nevoie. Asta e Jeff Bezos vorbind cu angajații lui. Efectiv, mă simt ca și când vorbesc cu șeful de la corporație când vreau să-i cer să-mi ajusteze salariul la inflație. Tu ești mai bogat ca mine, măi, Alexandru. No, ok, da, ok, this is insane. Hai să vedem ce e most replayed. Domnul Becali, pentru ca să nu înțeleagă cei care ne urmăresc greșit. Da, e History Channel după ora 12. Vorbele astea nu sunt doar vorbe, sunt și fapte în spatele lor, când ziceți că vă e drag poporul român. Spuneți dacă vreți, spuneți dacă nu vreți. Partea de filantropie. Ați făcut un spital, cel mai recent, nu? Ați făcut zeci de biserici. Ați făcut case pe care apoi oamenii le-au vândut, nu? Nu le-au vândut. Da, sunt vorbe. Nu vreau să văd. Ziceți-mi, care-i planul dumneavoastră? Măi, aoleu, coaie. Ne zice domnul Neamțu că oamenii care au beneficiat de casele lui Becali le-au vândut ulterior. Le-au vândut nesimțiții în loc să stea în ele. Că multă lume nu înțelege. Ce faceți dumneavoastră, de fapt? Vă vindeți averile? Adică le dați țării astea, bisericii? Ce faceți cu ea, cu averea asta? Câți bani aveți, de fapt? Ah, de-aia e cel mai replayed, ok. Nu o să spun nici câți bani. Nu o să spun și tot planul meu. Doar o să spun atâta. Uite ce o să spun. Uite, și ce vreau eu? Eu vreau ce zice aici, da? Uite, asta zice, da? Uite ce zice aici vreau eu. Și uite ce vreau eu. Despre milostenie. Și și dragoste. Uite aici zice, vezi? Uite unde vreau. Uite unde. Și unde vreau eu? Eu vreau să fiu lângă tronul împărat. Eu și care-i treaba, Mihai? Eu am fost un om lacom în viață. Ce a fost? Am fost un om lacom? Eu acolo vreau. Eu am fost un om lacom în viață. Lacom, da. Lacom. Am luat de la tată. Lacom, era lacom. Avere mare. O patimă, nu? Alăcum ei. Patima alăcum ei, dar... Ne explică cum... cum am moștenit bani? Vezi. Ok, tare. Ar zice că să-ți trebuie... placă să strângi, să... Da, bani mulți, averi mari, cu toate lucruri mari, mașină mare, casă mare, toate mari, oi mari, toate, bebești mari. Și zice că să-ți transformi patima ta... În virtute. În virtute, adică să o pui pe patimă să slujească lui Dumnezeu. Adică eu lăcomia ce am făcut? Lăcomia mea am transformat-o în lăcomie de Hristos. Na, poftim! Easy! Întrebarea, by the way, care era întrebarea? Câți bani aveți? Asta era întrebarea. By the way, întrebarea era câți bani aveți, domnule Becali? Cam ăsta ar fi răspunsul. Și acum sunt lacom de Hristos. Deci în lacomie de bani și acum lacom de Hristos. Am transformat patima în lacomie de Hristos. Și eu acum dacă eu sunt lacom de Hristos, lângă întotdeauna împărătesc, vreau. Și eu ce vreau? Ce ți-am spus? Băi, la judecată nu mai vreau să fiu. Mi-e frică-mi. Eu vreau să trec pe lângă judecat. Să aduc Giuliar, uite așa, în vădile să le trec. Și eu nu vreau la judecat. Și vreau lângă tronul Domnului. Că eu nu vreau, eu să mă ierte Dumnezeu, dar eu spun gândurile mele. Eu spun, Doamne, eu sunt lacom. Eu vreau potrivit. Eu vreau tot. Tot. Vreau eu tot. Vreau, eu nu vreau. Nu vreau puțin. Eu nu vreau numai nu vreau măruntai sau fărimituri. Doamne, iartă-mă. Domnul Becali. Acum că mai zice, zic, zice, mai era, eu vreau lângă tronul împărătesc. Zici, poate. Aha. Dar asta nu e un păcat? Păcatul lăcomiei, nu? E un păcat. Nu știu, pare că nu sunt cei mai buni creștini oamenii ăștia care ne vorbesc aici. Pare că sunt creștinii ăia care au fost antrenați aiurea ca o glumă. Poate ne întâlnim. Poate mă trage și pe mine. Auziți? Domnule. Poate mă tragi tu, nu poți să ne știm noi. Zice cineva, un poate... De pup, Chira, bună seara. Filozof, un om care vă ascultă. Domnule, Gigi Becali crede că e o tranzacție, de fapt, mântuirea. Eu îi dau, sunt un om bogat și dau bani... Și el îmi dă mie veșnicia. Păi, așa e? Da.